Ai, ai, că deja s-a răcit bine așa. Uf, vine iarna, dragii mei. Până de curând iarna era asimilată de noi, generațiile mai în vârstă, așa, cu sărbătorile, nu? Vin sărbătorile, vin să cu, cu cu familia, cu cu iarna, nu? Exact. Iarna era asimilată cu iarna, adică cu zăpada, cu frigul, cu gerul, cu, cu acea atmosferă hibernală. Cum se zicea peste tot? Iarna își intră în drepturi. Păi, acum nu-și mai intră în drepturi nici dacă se judecă prin tribunale. Și dincolo de acest loc comun, deja cu iarna, care nu mai e iarnă. Am ajuns parcă la prima iarnă cu adevărat ciudată. Hm? Nu vi se pare că pentru prima oară ne gândim parcă la supraviețuire? Și nu, nu e vorba aici de facturi neapărat, ci de ele normal, dar așa, cu totul zic. Când te gândești că la doi pași e un descreierat care ar vrea să ne încălzim cu toții la niște imense ciuperci atomice, Doamne ferește! Că e chestia aia, bă, n-am bani să ies, stau, n-ai bani casă. E, nu mai e chiar așa. Statul în casă a început să coste al naibii de mult. Mă rog, dacă vrei să nu stai pântuneric și în pat îmbrăcat cu toate treningurile pe care le ai. Ca niciodată e prima iarnă la care ne gândim cu groază. După ea, urmând, atenție, un an pe care toți îl anunță venind cu criză economică, de-aia nasoală, poate mai nasoală decât în 2008. Ca de obicei, în ultimii 32 de ani, momentul ne prinde cum e mai prost. Dar asta se întâmplă din simplu fapt că noi stăm prost mai mereu. Și când zic prost, mă refer la foarte, foarte mulți incapabili care au ajuns cumva să ne conducă, să, să ia decizii care ne fac traiul mai greu. Cum a fost cu Câțul în pandemie? Vă amintiți? Câțul, acest nimeni în drum, un ahtia după piață liberă cu orice preț, chiar cu prețul vieții oamenilor amărâți. Un băiat care în trecut a tentat la siguranța leului. El a condus țara prin pandemie. Prost, foarte prost a condus-o, adică putea mult, mult mai bine. Cu mai puțin morți, cu mai puțin oameni rămași pe drumuri, cu mai puține firme închise. Doar că s-a nimerit să ne conducă acest câțu, care îl dăduse jos pe un alt incapabil, pe Orman. E cine e câțu acum, azi? Exact, nimeni. Știm foarte bine ce măsuri se iau la noi, ce planuri se gândesc și cum sunt tratați oamenii, cetățenii. De aceea avem motive mai mult decât întemeiate să fim cu morcovul la căldură, ca să zic așa. Spre exemplu, amintiți-vă cum am rezolvat noi problema dezăpezirilor. Exact, s-a rezolvat de la sine. N-a mai nins. Dar s-a încasat. S-a încasat în continuare. Nu același lucru va fi anul ăsta. Iarna asta chiar vine. Nu știu dacă cu zăpadă multă, dar vine cu facturi mari, cu dobânze enorme, cu inflație cât casa și cu o coaliție de guvernare care s-ar potrivi mai bine la circ. Deci, dragi români, cum trecem iarna? Sau, mai bine zis, trecem iarna? Ne ajunge, ne ajunge cu totul la os.